spirite încinse în PNL. Florin Câmp, atac voalat la Daniel Zamfir, propunere pentru Liviu Dragnea. Vicepreședintele PNL, Florin Câmp, lansează un atac voalat la adresa senatorului PNL, Daniel Zamfir, inițiatorul legii pentru plafonarea dobânzilor la creditele bancare. Concret, liderul PNL susține într-o postare pe Facebook ce ideea privind plafonarea dobânzilor la creditele bancare îi aparine liderului PSD, Liviu Dragnea, căruia îi propune un amendament. Propunere pentru Liviu Dragnea. Liviu Dragnea și guvernul lui ne bombardează zilnic cu beneficiile pentru romani ale politicilor lor intervenționiste. Cel mai recent exemplu îl reprezintă ideea lui Liviu Dragnea care plafonează prețul creditului. Liviu Dragnea și PSD ne spun că cetățenii romani ar trebui să plătească pentru credite, adică pentru a împrumuta capital, acelea și prețuri ca afara. Perfect. Foarte bine. Atunci propun un amendament colegilor mei de la Camera Deputaților. Dobanda la care se împrumuta Ministerul Finanțelor Publice să fie mai mică sau cel puțin egală cu dobanda medie la care se împrumuta Germania, Franța, UK. Puteți să punem aici și dobanda medie a zonei euro. Doar asta Liviu Dragnea, PSD, Ministrul Finanțelor și restul îndrăgostitilor de intervenții agresive ale statului în economie vor înțelege efectele acestor intervenții caloase în economie pentru romani. PS. Am o soluție și pentru subvențiile lor în agricultura. Cu altă ocazie, scrie că pe Facebook.